Mai mulți localnici din comuna Budia de Jos ne-au semnalat două mari probleme la granița cu municipiul Câmpulung. Este vorba despre gunoile care sunt împrăștiate pe sute de metri, dar și haita de câini care nu a dispărut niciodată din zonă. Gunoile sunt din curtea societății care se ocupă cu preluarea deșeurilor din municipiu. Imaginea este una dezolantă, care amintește de perioada în care în această zonă era groapa de gunoi a municipiului. Societatea are încheiat contract cu primăria pentru care taxează de la contribuabili 160 de lei de persoană pe an, numai pentru a prelua deșeurile. Reprezentanții societății nu curăță niciodată genele de gunoi, limitându-se doar la ridicarea deșeurilor din containere. Acum, situația de la ieșirea din municipiu este cauzată de vântul care a bătut puternic în ultimele săptămâni. În curtea societății sunt munți de gunoaie din plastic. Acestea nu au mai ajuns în stația de reciclare, au fost făcute stivă. Cealaltă problemă, cea a câinilor care s-au sălbăticit și care au omorât mai multe animale în gospodăriile din Comuna Bugia de Jos, a fost adusă în atenția autorităților locale din Câmpulung de câțiva ani. Fiecare viceprimar, de la Mărgărin Blidaru și continuând cu Nicolae Zaharia și Constantin Țurțulea, a promis că se va rezolva situația. Au trecut atâția ani, iar câinii au continuat să se înmulțească. Haita numără acum peste 30 de animale. Aceste două probleme sunt semnalate frecvent de localnicii din Comuna Budia de Jos, dar, în ciuda faptului că autoritățile locale din municipiu au cunoștință de această situație, până în prezent nu s-a schimbat nimic.